Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii România de peste graniță. Nicolae Iorga afirma în 1902 că istoria Ardealului românesc este o istorie de sate și preoți. Credința acestui popor este pilonul pe care s-a construit Marea Unire. Preoții ortodoxi români au fost de fiecare dată acolo unde a fost nevoie de ei, în tranșele celor două războaie mondiale, la căpătâiul bolnavilor, în spitalele de campanie, în orfelinatele din mănăstiri, în marile cancelarii ale lumii atunci când se negociau granițele și se stabila România Mare, în delegațiile de la Alba Iulia și mai ales la menținerea Marii Uniri, obținute la 1 decembrie 1918. În decursul celor 100 de ani, tot în jurul bisericii, românii, indiferent că a fost vorba de românii din interiorul granițelor stabilite la conferința de pace de la Paris în 1920 sau de cei din afara granițelor, din comunitățile istorice, au ajuns prin credință tot în jurul bisericilor și acolo s-au reunit. Despre credință, despre păstrarea valorilor identitare, despre valorile frumoase ale sufletului românesc, despre acțiunile care vor fi dedicate anului omagial al pastorației românilor din afara granițării, l-am invitat astăzi în studioul Trinitas TV pe Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Preasfinția voastră, mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația și v-ați găsit timp să fiți alături de noi astăzi. Peste câteva zile se vor împlini 15 ani de când ați fost ales episcop al Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria. Cât de mare este eparhia pe care o conduceți? Episcopia noastră ortodoxă română din Ungaria practic îi cuprinde pe toți românii ortodoxi care trăiesc în această țară vecină cu România și care au o istorie foarte interesantă și importantă, dar în fond majoritatea comunității se referă la parohiile care au rămas dincolo de granițe după acel tratat de pace de la Trianon, despre care ați menționat și dumneavoastră, și bineînțeles că aici, într-unul dintre aceste centre, la Jula, sau cum spun românii de acolo, sau la Ghiula, se găsește și Episcopia Ortodoxă Română, sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, și celelalte parohii care se întind în nord sau în sud, în aceste trei județe de graniță dinspre partea de răsărit a Ungariei, și practic acolo este inima sau partea cea mai importantă istorică, veche, a acestei comunități ortodoxe românești din Ungaria. Însă ea nu se reduce doar la atât, așa cum am spus, și prin titulatură și prin starea de fapt a lucrurilor, teoretic îi cuprinde pe toți românii care trăiesc în această țară. Slavă Domnului, în acest sens au fost discuții și relații bune și înțelegeri între cele două țări state, și bineînțeles și cu participarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, care și-a dorit foarte mult ca acolo la Jula să fie și un episcop la fața locului. Așadar, Episcopia îi cuprinde practic pe toți, dar avem și un centru foarte important care s-a dezvoltat mult în ultimii ani la Budapesta, unde cu ajutorul lui Dumnezeu de mai bine de 10 ani avem pe lângă parohia românească ortodoxă de acolo și care funcționează într-unul dintre imobile care de la începutul celui de-al 20-lea veac a rămas și a trecut în proprietatea Episcopiei și a vicariatului de la vremea aceea. Deci pe lângă parohia propriu-zisă avem și o mănăstire, un așezământ monahal românesc. Și bineînțeles mai există și la Cenadul Unguresc, care este mai aproape de graniță, dar chiar și în orașul Seghedin, iarăși unul dintre centrele importante și orașele universitare ale Ungariei, și acolo avem o comunitate românească care funcționează și care este deja renumită, cunoscută tot acolo, existând bineînțeles și o biserică sârbească. Românii și sârbii și în părțile Ungariei, ca și în părțile României de vest ale României, ca și în părțile Serbiei, sau întrepătruns și au avut o legătură frumoasă, dar trebuie să menționăm în paranteză faptul că în Ungaria, chiar dacă ortodoxi de astăzi și de multe veacuri, de multe decenii, suntem minoritari, totuși sunt 5 feluri de ortodoxi, 5 jurisdicții ortodoxe, între care suntem și noi și sârbi, așa cum am spus. Mai există și o biserică ortodoxă bulgară cu câteva obiective foarte importante.
Există, bineînțeles, și o biserică ortodoxă greacă, care ține de Patriarhia Ecumenică, au un exarhat pentru Ungaria al Patriarhiei Ecumenice, și există și biserica ortodoxă maghiară, propriu-zisă, care însă este asumată în jurisdicția ei de Patriarhia Moscovei. Românii, așadar, din episcopia noastră, sunt la fruntarile țării dincolo de ele, ceea ce au rămas din această comunitate după anul 1920, când erau mult mai mulți, erau undeva spre aproape 100 de mii sau și mai mulți din scriptele și din documentele oficiale. Astăzi suntem undeva în jur de 5 până în 10 mii de credincioși care îi avem trecuți în conscripțiile noastre bisericești și care aparțin ca și credincioși ortodoxi români cu membri de drept, bineînțeles, din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, bineînțeles că dintre ei există și la noi acest fenomen al îmbătrânirii. Mulți dintre credincioșii noștri, din păcate, au trecut la cele veșnice și ne însoțesc cu rugăciunea și cu binecuvântarea lor din țara de dincolo de veacuri. Și, bineînțeles, la recensămintele oficiale ar fi trebuit să avem în curând, dar s-a amânat pentru anul viitor, recensămintele oficiale, cei care aveau o legătură oarecare cu identitatea românească, dar fiind și români veniți din părțile secuimii, cum se spune, sau și din alte locuri, aceia, la ultimul recensământ, se declarase undeva la 35.000. Însă credincioșii noștri sunt o mânuță de oameni, poți să spui, dar totuși o comunitate istorică foarte importantă și este cu atât mai importantă având în vedere și Constituția minorităților, așa ziselor minorități din România, pentru că știm cu toți că după români, în România, cel de-al doilea, cel mai mult, este comunitatea maghiară, care însă este foarte puternică. Așadar, maghiarii din România, de diferite confesiuni, au jucat, cred că întotdeauna, un rol foarte important și în ce a semnat trecutul și prezentul României. Știm că există viceprim-ministri, miniștri de cultură, miniștri ai sănătății din cadrul acestei comunități și atunci, prin reciprocitate, deși nu cred că este totuși termen de comparație, Ungaria fiind în general o țară redusă poate mai puțin de jumătate decât România de astăzi, iar comunitatea noastră ortodoxă cu atât mai mică, cum v-am spus și mai devreme, însă cred că prin analogie și prin reciprocitate am putea să spunem că suntem totuși importanți în ceea ce înseamnă configurația acestei zone și relațiile dintre cele două state. Așa este. Pentru o perioadă ați fost locțiitor al Episcopiei Daciei Felix, pentru că tot am vorbit despre Serbia și despre relațiile bune de frățietate dintre români și sârbi. Exact. Și cunoașteți destul de bine, chiar foarte bine, care este situația în cealaltă comunitate istorică din zona Banatului sârbesc, zona Serbiei. Da. Cum stau lucrurile acolo? Cred că este tot așa ca și la noi, parte de Voievodina, care este și recunoscută de către statul sârb și chiar și de către Biserica Ortodoxă Sârbă, care totuși, așa cum a spus și dumneavoastră, suntem biserici ortodoxe autocefale surori și cred că influența Imperiului Austro-Ungar s-a resimțit foarte mult și în ceea ce a însemnat doar credința oamenilor din acele părți, fie că erau români, fie că erau sârbi, fie că erau poate chiar bulgari, dar în general români și sârbi la granița asta de vest a României și de est a Ungariei, însă majoritatea dintre aceștia s-au dezvoltat și în ceea ce privește arhitectura sau iconostasul sau stilul de a construi bisericile, de a le mobila, de a le picta. Deci se asemănau chiar foarte mult. Și astfel încât am putea să spunem că am întâlnit cu multă bucurie și surpriză iconostase la biserici din Serbia, la Toracu Mare sau în alte părți, la biserica de la, și catedrala episcopală de la Vârșeț și în alte părți, la Seleuș, care semănau extraordinar de bine cu bisericile care se găsesc și la noi, acolo la Jula, la Jula Mică sau în alte părți pe toată linia aceasta de est a Ungariei. Și bineînțeles, încă un element foarte interesant, deși acolo este un factor care ne separă și oarecum particularizează comunitatea românească, pentru că cei care sunt de la Arad înspre sud, mai spre Cenadul unguresc, Magyar Cenat, cum spun maghiarii, au influența bănățeană și atunci am avut acea bucurie extraordinară la sfintele slujbe și liturghii pe care le-am făcut în comunitatea ortodoxă românească din Serbia, să aud și cântarea pe care și în părțile noastre o mai știau unii cântăreți. Din păcate, această problemă a cântăreților este peste tot și în parohiile din România, cantorii bătrâni sau cântăreții bătrâni care erau foarte buni și păstrau cu
strictețe și sfințenie, această cântare, din păcate, încet, încet s-au dus. Și aceeași cântare să fie, deci și în Ungaria și în Serbia, cu atât mai mult, având și coruri și chiar și fanfare, obicei pe care în România mai puțin am întâlnit și în Ungaria este foarte, foarte puțin prezent sau chiar absent, și și în părțile de unde sunt eu. Adică sunt multe elemente care ne leagă. Așadar, comunitatea din Voivodina este o comunitate cu biserici de peste 200 de ani, 150-200 de ani, biserici care sunt ale lor, care sunt proprietate personală a episcopiei, și mă bucur foarte mult că prin înțelepciunea conducătorilor Bisericii Ortodoxe Sârbe, atunci când s-a înființat episcopia Dacei Felix, au recunoscut și aici, și în Ungaria, și în Serbia, sunt pe mai multe categorii recunoscute cultele. Bineînțeles că nici cele din Serbia nu sunt în categoria bisericilor celor mai mari, cum este și Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Catolică, Comunitatea Evrească și alte câteva, dar totuși au recunoscut și au oferit această posibilitate de a fi într-o episcopie care este sub jurisdicția Patriarhiei Române, pentru că totuși o patriarhie este cea care își cunoaște comunitatea și o recuperează, cum a fost cazul atâtor multe mii, zeci și sute de mii de români care au plecat în străinătate și nu erau neapărat credincioși decât poate în mică măsură, și pe care episcopiile noastre din Italia, din Spania, din Germania, din Franța i-au recuperat și au încercat să-i adune în jurul identității și în jurul altarului străbun. Și bineînțeles că, iată că și în aceste comunități s-a întâmplat la fel și în Serbia. Aici există, bineînțeles, și o chestiune și un aspect foarte delicat cu românii din sudul Dunării, care, din punctul nostru de vedere, au foarte mult în comun cu comunitatea românească, cu românii de acolo, deși cred că au și un, cel puțin în graiul pe care îl vorbesc, e și un oarecare accent aromânesc, și acolo există această îmbinare între cei din părțile Olteniei și cei din părțile Banatului, dar care, din punctul de vedere al statului sârb, sunt recunoscuți în principiu doar ca și cetățeni sârbi, cu anumite particularități, eventual vlahi, da. Deci nu în legătură directă cu Patriarhia Română, și din acest punct de vedere, chiar dacă cu ajutorul Dumnezeu și prin înțelepciunea și dragostea și, să spunem, zelul preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a încerca să poarte grijă și de să-i adune în jurul Sfintei Biserici Ortodoxe Străbune pe toți românii, pe cei din jurul granițelor, dar și pe cei plecați peste mări și țări, până și în America și în Australia, s-a străduit foarte mult pentru întărirea și susținerea și acestor români din sudul Dunării, și iată este acolo și Părintele Boian Alexandrovici, de care cred că toată lumea a auzit, și prin darul pe care Dumnezeu i l-a dat lui și prin străduința lui și a preoților, că s-au strâns și în jurul lui câțiva preoți, și acolo avem cel puțin câteva centre importante și foarte frumoase, la Negotin, unde este și sediul vicariatului de Timoc, din punctul nostru de vedere, deci românii din Serbia sunt cuprinși în cele două vicariate, și mă bucur foarte mult că și după cei trei ani pe care i-am petrecut acolo împreună cu creștinii și frații noștri ortodoși din România, regăsindu-mă oarecum și o parte din identitatea mea bănățeană, iată că i-au reușit ca biserica să-i promoveze și să-i scoată în valoare și mai mult și pe cei din părțile voievodine, pentru că chiar dacă această comunitate istorică are atâtea valori care sunt în proprietatea noastră și sunt recunoscute de către statul și biserica sârbă, totuși poate ei au fost mai puțin cunoscuți, mai puțin susținuți, mai puțin promovați în vremurile de dinainte. Și acum cu Părintele Vicar Emanuel Tăpălagă, și ei cred că au prins foarte mult curaj și putere, astfel încât și aceste comunități, printr-o emisiune a Părintelui Șerbănescu, prin mai multe emisiuni, da, atât cei din sudul Dunării cât și cei din Voivodina, au fost cunoscuți. Am văzut ce comori avem acolo. Chiar de curând, să spunem, sau a fost adunarea națională bisericească și la Comisia de Externe, unul dintre raportori este chiar Părintele Vicar de Voivodina, Părintele Emanuel Tăpălagă, și s-a putut constata și din felul cum vorbește și din pregătirea sa și din, mă rog, faptul că nu are un accent, ci este ca unul dintre noi, cât de important, da, este și această comunitate din Voivodina. Deci va trebui să ne luptăm din punctul meu de vedere, și acum, iată, cu ajutorul Dumnezeu a venit un nou patriarh în fruntea Bisericii Ortodoxe Sârbe, care este și teolog și intelectual și, bineînțeles, recunoscut și foarte apreciat de către credincioși ortodoxi sârbi, dar, bineînțeles, având și ei temerile și reținerile lor, pe de o parte, în ceea ce privește eclesiologia bisericii, adică cine are drept să poarte de grijă de comunitățile de altă naționalitate de pe un anumit teritoriu bisericesc, dacă se poate avea în vedere că de aceștia se poate avea grijă în mod direct Patriarhia Română, și deci dorința și gândul meu ar fi ca să poată ajunge la un dialog. Acesta era pe vremea cât mă ocupam de, și de administrarea temporară
aceste eparhii ca să avem un dialog cu episcopii cei puțin de acolo. Este episcopul de Braniceo, Ignatie, un om foarte bine pregătit, fost decan al Facultății de Teologie din Belgrad, profesor de dogmatică și unul dintre episcopii cu greutate în Sfântul Sinod al Bisericii Sârbe și episcopul Ilarion de Timon, să fie avut un dialog cu ei astfel încât la acest dialog să putem să-l cuprindem în măsura în care și dânsii sunt doritori. Poate că din punctul lor de vedere nu doar că nu recunosc această jurisdicție românească în sudul Dunării, dar au probleme și cu anumite persoane sau, mă rog, cu anumite abordări de ale noastre din acest punct de vedere. Am zis să fie avut un dialog și cu Părintele Boian astfel încât și el să-și găsească un loc și o recunoaștere din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe și noi să putem avea grijă, bineînțeles cu bun simț și, dar și cu determinare și de acești români din sudul Dunării, iar de cei din Voivodina, cu siguranță trebuie în continuare avut grijă și întăriți, pentru că acolo este o comoară foarte importantă și prețioasă pentru noi ca neam românești, pentru identitatea noastră, chiar dacă ei nu au fost cuprinși în Marea Unire de la 1918, dar sunt românii din jurul granițelor care alcătuiesc o perlă și o comoară de mare preț pentru identitatea românească. Preasfinția voastră, mergând înapoi în Ungaria, la comunitatea istorică din Ungaria, cum reușiți să mențineți valorile identitare, pe de o parte, care sunt problemele românilor de acolo și dacă de-a lungul timpului, în cei 15 ani, ați văzut o evoluție a comunității sau în... Da, să știți că este o comunitate foarte valoroasă și foarte importantă, nu doar prin istorie, nu doar prin mărturiile concrete și clare, documentare și nu numai, există și un exemplar din Cazania lui Varlam acolo și Sfinte Evanghelii care au circulat în părțile de sud ale României și în alte părți, multe cărți de acest fel, cărți de cult, veșminte bisericești. Deci a fost o comunitate românească foarte importantă și exact într-o toate la fel ca și comunitățile noastre din părțile Bantului, din părțile Crișanei. Deci există și această variantă crișană. În Ungaria e Crișana și Banat, în Serbia este Banatul și Oltenia. Dar, bineînțeles că acolo problema cea mai mare, cred că este ca și în alte părți ale românilor, faptul că s-au asimilat și că sunt mai puțini sau o comunitate îmbătrânită, destul de îmbătrânită, totuși eu cred că prezența bisericii a fost salutară și deosebit de importantă în anii de după 1920, când s-au trasat granițele între cele două țări, intelectuali și o parte dintre preoți au plecat în România pentru că nu știau ce îi așteaptă și au rămas împreună cu acești oameni doar 4 preoți și ei erau oarecum totul pentru acea comunitate, inclusiv din punct de vedere intelectual, din punct de vedere cultural, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere tradițional românesc, ce vreți dumneavoastră, au avut și intelectuali. Intelectualitatea s-a format cu greu și bineînțeles că de pildă avem oameni de mare valoare, foarte mare valoare în cadrul acestei intelectualități și aș menționa în primul rând pe doamna Maria Bereni, directorul Institutului de Cercetări a Românilor din Ungaria, care este și foarte atentă și foarte productivă din punctul de vedere acesta intelectual și pe internet publică pe pagina dumneei de Facebook tot felul de cercetări și studii, articole sau din cercetările mai vechi despre Emanuel Gorj, despre a românii din Budapesta, despre anumite cercetări și a făcut studii de doctorat la Facultatea de Istorie din Cluj și împreună cu dumneei sunt și alții, doamna Emilia Martin, care a fost muzeograf și a păstrat legături și păstrează încă în continuare legături foarte bune cu doamna Elena Colta de la muzeul din Arad sau doamna Maria Gurzău Țegăr din cadrul comunității. Deci există aceste legături strict strânse și valorile se păstrează, dar totuși există și o reținere și o temere din partea lor de a încerca să iasă în evidență cu ceva și a nu deranja. Cumva nu se crede că urmăresc altceva decât să-și păstreze identitatea, care lucru nici nu se pune problema. Este clar că ei sunt și cetățeni ai statului ungar și vor rămâne așa, nu pune nimeni niciun alt fel de problemă, dar totuși identitatea cred că este foarte importantă și contează foarte mult. Și acești 4 preoți care au rămas după 1920 acolo sau și care erau în legătură directă și păstrau relații foarte strânse cu episcopii din zona de vest a României, cu cel de la Oradea, cu cel de la Arad, chiar și mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului, știu că a fost prin anii 1981-83, a fost acolo la instalarea celui de-al doilea vicar eparhial. Pentru că după 1920 nu a putut să fie înființată o episcopie, dar ei și-au dorit să se organizeze și au avut foarte multe conferințe preoțești
la Ghiula, la Bătania, la Chiticas, în alte părți, tocmai în dorința aceasta de a se organiza și a putea avea un episcop la fața locului. Au de reușit... avea o voce până la urmă. Avea o voce și avea o dorință. Exact. Și bineînțeles că biserica însemna pentru ei ceva extraordinar de important pentru sufletul lor, dar și pentru identitatea românească, care conta foarte mult. Și doar în 1946, vă dați seama, în 1920, și la scurtă vreme au încercat să aibă multe astfel de întâlniri, conferințe preoțești sau, mă rog, la nivel protopopesc, și doar în 1946 au avut un congres național bisericesc al românilor din Ungaria, care în Catedrala Episcopală din Jula au decis înființarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și cred că a fost o mare bucurie pentru ei. În 1950-1952, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat în discuție și a recunoscut această decizie a lor și iată că primul episcop care să vină acolo la fața locului s-a întâmplat doar în 1999, predecesorul meu, care a fost 8 ani episcop al Comunității Ortodoxe Românești din Ungaria, Preasfințitul Părinte Sofronie, și care a putut să-i cunoască și să facă misiune și să organizeze, să administreze. Ei și înainte au avut relații foarte strânse. Părintele al treilea, vicar eparhial, părintele Pavel Ardelean, pe care și eu l-am cunoscut, a făcut studii de teologie la București, îl cunoștea și îl aprecia foarte mult pe Mitropolitul Antonie, vrednicul de pomenire al Ardealului, pe vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, care la rândul lui îl avea la foarte mare evlavie sau aproape de sufletul preafericirii sale din vremea aceea și bineînțeles că era oarecum situația în paralel, ce se întâmpla în Sârbia cu ce se întâmpla în Ungaria, mergeau oarecum împreună și acolo era, încă mai trăiește, vicarul Moise Iane și dincolo este, era vicarul Pavel Ardelean, dar un episcop la fața locului înseamnă mult mai mult. Și bineînțeles, astăzi, deci problema aceasta ar fi, suntem puțini, sunt destul de dezbinați, fenomenul de asimilare este foarte puternic, există și această diferență, fie că se dorește să recunoască sau nu, între membrii comunității care sunt acolo la fața locului și cei veniți din România, între care este, bineînțeles, sunt și preoții misionari și chiar episcopatul, monahii, episcopul în funcție, care cred că au însemnat enorm de mult, chiar dacă suntem puțini, sunt doar 16 clerici și 2 centre monastice avem la Budapesta și la Jula și, bineînțeles, episcopul, dar care trăim acolo tot timpul, îi cunoaștem din interior, fibra lor însăși. Am putea să spunem că o cunoaștem și faptul că există preoți acolo care au și făcut lucruri extraordinare, atât la Catedrala Episcopală din Jula, cât și în alte locuri, la Budapesta, la Jula Mică, de pildă la Apateu, unde avem o biserică, bijuterie veche de 200 de ani. Părintele Origen Sabău, care a slujit acolo vreme 24 de ani și care a fost hirotonit în părțile Bihorului, a făcut minuni, proiecte europene, a derulat, biserica a refăcut-o în întregime. La început, când a venit, nu se putea respira în acea biserică datorită egrasiei. Acum este o biserică bijuterie. Din păcate, a trebuit să reîntoarcă în România, dar acolo și grădina, curtea, care s-a făcut un lac, de un mic lac artificial, un parc dendrologic, busturile lui Mihai Eminescu, care de mai bine de 15-20 de ani este acolo și de fiecare dată în 15 ianuarie sau în 15 iunie, când avea el momentele aniversare din viața lui, au existat programe culturale deosebite din părțile Oradei și acestea, deci nu doar din punct de vedere material s-a dezvoltat această comunitate, ci din punct de vedere spiritual și prezența preoților acolo cred că a însemnat enorm pentru ceea ce se mai păstrează astăzi din ceea ce înseamnă identitatea românească și, bineînțeles, ființa națională și identitatea ortodoxă în Ungaria. Anul acesta, anul 2021, este declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației românilor din afara granițelor. Ce vă propuneți pentru acest an? Bineînțeles, îmi propun să ducem mai departe ceea ce am avut până acum, și anume bisericile pe care le moștenim, pentru că sunt biserici vechi, bună parte din ele sunt restaurate, să avem grijă și de celelalte, să păstrăm în continuare comunitatea în jurul nostru, dacă se poate, bineînțeles, prin sfinte slujbe și prin deschidere față de toți, pentru că unul dintre obiectivele noastre a fost să încercăm să arătăm că dezbinarea... să-i adunăm pe români. Dezbinarea și în Ungaria, și în Serbia, și în România, cu atât mai mult și peste tot, cred că este o problemă ființială a noastră și o mare problemă la toate nivelurile. Și noi, ca biserică, am încercat să fim deschiși și echilibrați față de tot, să-i strângem pe oameni în jurul nostru și în jurul valorilor și, bineînțeles, a credinței străbune. Aceasta să o ducem mai departe. Vom avea cu ajutorul Dumnezeu și, dacă, bineînțeles, situația epidemiologică o va îngădui, vom avea probabil și parteneriate mai strânse și vizite de o parte și de alta a granițelor. Sunt și parohii din România care doresc să aibă înfrățiri și relații cu parohiile de acolo.
Dar această prezență a noastră în mijlocul comunității cred că este deosebit de importantă și, bineînțeles, m-aș bucura foarte mult și mulțumim prea fericitului Părinte Patriar Daniel, pentru că, iată, un an întreg, după atâtea alte teme care au fost arzătoare și importante pentru biserica în sine și pentru românul simplu, care nu este doar cetățean al statului român, ci în mare sa parte este și credincios, și fiu al Bisericii Străbune și fiu al lui Dumnezeu în această ipostază extraordinară pe care unii încearcă să o conteste sau încearcă să o îndrepte spre altceva. Deci că ni s-a acordat și această atenție specială pentru toți românii, nu doar pentru cei din jurul granițelor, din Serbia, din Voievodina, din sudul Dunării, din Ungaria, cei din Republica Moldova, din Ucraina, cu ajutorul lui Dumnezeu, ce se mai poate face și pe acolo, din Bulgaria, cât ori mai fi și cum ar fi comunitățile respective, dar și de dincolo de ocean, peste mărți, și cred că este foarte importantă și pe aceasta în care doresc să transmit și această, să spunem, această idee, că este foarte important să menținem ce avem și măcar din punct de vedere, să spunem, economic, financiar, nu doar să sprijinim restaurările de biserică prin ceea ce se poate, atât prin Secretariatul de Stat pentru Culte, prin Departamentul pentru Românii de Preotinde, am făcut lucruri foarte frumoase. Chiar anul în pandemie am reușit să restaurăm integral și chiar să extindem puțin unul dintre imobilele administrative de la centrul eparhial din Jura, care este deosebit important. S-a început o altă lucrare cu o sumă, nu cât am solicitat, dar consistentă, importantă, la ceea ce înseamnă arhiva episcopiei și în care există, între altele, de pildă, și procesul verbal de înființare al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria din anul 1946. Și acea arhivă și cu un paracris de iarnă va trebui să fie dus la bun sfârșit. Ungaria, de multe ori, a înțeles că prin biserică și nu doar prin biserică, să-și susțină comunitățile din jurul ei și să încerce, bineînțeles, idealuri care nu sunt corespund cu gândurile noastre, dar din punct de vedere financiar și susțin foarte mult biserica. Și deci nu doar prin aceste obiective, restaurări de biserici sau amenajarea unor spații noi, ci și prin această salarizare și prin această susținere a clerului care există acolo, cred că trebuie să continue neapărat și transmit nu doar către Sfânta Patriarhie, care ne cunoaște și ne-a susținut din toate punctele de vedere și suntem mai mult decât recunoscători, ci și către statul român să înțeleagă că există niște valori strategice, istorice și atât de importante pe care oamenii trebuie să le conștientizeze, să nu le pierdem, pentru că nu doar modernitatea și ceea ce ne vine de peste mări și țări despre ocean poate să fie bun și important, ci și această legătură cu trecutul. Dacă nu vom ști cine am fost și cine suntem, nu vom găsi cu siguranță nici calea de a fi fericiți și ne-a ne îndrepta spre veșnicie, așa cum Bunul Dumnezeu ne-a lăsat de la început. Așa este. Eu vă doresc mult succes în tot ceea ce veți întreprinde anul acesta și nu numai. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi în studio. Pe Sfinția voastră, mult, mult succes și multă sănătate. Mulțumesc foarte mult, la fel vă dorești dumneavoastră și, bineînțeles, și postului de televiziune Trinitas și Radio Trinitas și Centrului de Presă Bazic al Patriarhiei Române, care este foarte importantă și pentru a ne descoperi, a ne cunoaște și a ne susține aceste valori. Așa este. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii România de peste granițe. Pe curând!